parte, doamnelor și domnilor, o adolescentă în vârstă de 14 ani din satul Curcan, județul Călăraș, îl acuză pe preotul care a spovedit-o în Sâmbăta Mare că a încercat să o ispitească. Fata spune că în timpul spovedaniei preotul a dat de înțeles că ar vrea să aibă cu ea relații de natură intimă. Carmina Pricopie, senior editor, Antena 3, vine cu toate detaliile. Carmina, te ascultăm. Până ziua, pe scurt, asta este povestea, este un caz de-a dreptul șocant și uluitor. Totul s-a întâmplat sâmbăta trecută. Adolescenta de 14 ani a mers la spovedanie. În timpul acestei confesiuni a existat o discuție între preot și ea, o discuție total nepotrivită. Fata l-a înregistrat cu telefonul mobil, a mers acasă. I-a arătat mamei înregistrarea, femeia a sunat la 112. Ulterior, preotul a fost chemat la poliție pentru audieri. A spus fața polițiștilor că i-a făcut fetei doar un compliment și că nu se consideră vinovat. În acest moment, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș au deschis un dosar penal pentru corupere sexuală. Se administrează mai multe probe în dosar. Părinții fetei au fost audiați, au depus plângere împotriva preotului. Mărturia, cea mai importantă probă din acest dosar este această înregistrare făcută de către fata de 14 ani. Ce reiese din această înregistrare este faptul că preotul îi mărturisește că încă de când avea 12 ani se uita după ea prin biserică. Așteptăm și o reacție din partea bisericii în privința acestor acuzații aduse preotului. Mulțumesc, Carmina Pricopie, pentru toate aceste informații. Haideți să ascultăm aceste declarații, dacă le avem. Eu știu că, nu știu, ție îți place de mine și eu, mie îmi place de tine, da? Adică e o dragoste așa, nu știu cum să zic, dragoste mai prin din priviri. Acum 2 ani sau acum 3 ani când ți-am zis că îmi place de tine, ne-am tot privit așa prin biserică și mi-am auzit vorbe că, uite, părinte se uită la fata lui, așa, nu știu dacă ai auzit și tu. Nu, mă uită. Bine, tu ești copil, dar, da. Și am zis așa, să nu mai mă uit la tine, dar totuși, nu știu, parcă mă face să mă uit, să te plâng, nu știu, ochii, nu știu, da? Acum, ultima oară, te-am întrebat prea dur, așa, adică, poate că vrei să zici ceva și ce n-ai zis? Ba da, vrei să zici ceva? Nu vreau. Sigur? Sigur. Dialog halucinant, doamnelor și domnilor, chiar în Sâmbăta Mare, între preot și această